Bună seara și bine v-am găsit! Sunteți la TV Buzău, la a patra putere. Discutăm despre strategia, noua strategie a primăriei municipiului Buzău în ceea ce privește transportul public. Sunt câteva noutăți foarte importante, cu toate ne privesc, pentru că vor fi ceva modificări pe care le vom resimți în traficul din Buzău. De aceea, în studiul nostru, l-am invitat chiar pe viceprimarul Fonică Bârlă. Bună seara, bine ați revenit, domnul Bârlă. Bună seara și Cristos a înviat pentru toți cetățenii municipiului Buzoie, primară când apar după Paște. Se zice adevărat a înviat, așa este normal Tradiția. să fie, să fie și replica cuvenită. Domnul Bârlă, nu știu de unde să începem. De la început. De la început, <laughs> da. La început a fost, mă rog... Aș începe cu o precizare. Știu că în această perioadă e în dezbatere publică această strategie. Sunt vizate microbuzele în primul rând. Da. Deci ele vor avea, să mă rog, deținătorii de microbuze vor avea de de suferit în primul rând, dacă e să ne referim la oameni, mici oameni de afaceri. Da? De unde a plecat această nouă strategie și ce înseamnă ea de fapt? Care este ținta acestei noi strategii? În primul rând, această strategie a plecat de la lege. Și începând din 2010, mai exact 2009, dar în 2010 au apărut normele, tot transportul public de persoane în municipii, în ședință de județ, în orașele mari ale României trebuia să intre în niște parametri atât tehnici, și de confort și ca și achiziție publică, ca și transport, serviciu de transport public de persoane. În România, mai ales în anii de recesiune 2010-2011-2012, nu a putut România să se încadreze în normele și parametrii europeni. Cu multe altele n-am reușit să o facem, nici în turism și așa mai departe. Sunt și motive obiective, sunt și câteva motive subiective, dar, în primul rând, motivele obiective au fost cele legate de finanțare. E într-adevăr, schimbarea strategiei și schimbarea transportului public de persoane, atât ale statului cât și ale privaților, presupune un efort financiar substanțial. Deci vorbim de, de o activitate cu foarte mari cheltuieli, atât din punct de vedere al mijloacelor de transport, al achiziției mijloacelor de transport, și cât a normelor și a condițiilor și a delegării de gestiuni și așa mai departe. Vedeți că și în transport nici statul, nici noi, municipalitatea, nu am putut să ne chinuim foarte mult să putem să achiziționăm 10 autobuze noi, pentru că noi mergem pe transportul public de persoane al nostru, al municipalității, cu autobuze noi. Asta a fost strategia primarului și asta rămâne în continuare. Decât să luăm 20 de autobuze folosite de alții, preferăm să luăm 10 autobuze noi. Dar care... încercările de până acum au fost sortite a eșecului? Uh, nici, uh, în general, transportul public de persoane în toate țările din lume susținute de autoritățile locale, nu sunt aducătoare de profit. În general, se este o acțiune de tip social, sunt foarte multe gratuități, atât în România, cât și în țările mult mai, mai mai evoluate decât noi. Și din acest punct de vedere, transportul de persoane ca și serviciu public nu este rentabil. Ne fiind rentabil, nici societatea subordonată primăriei cu capital integral, al municipiului Buzău nu, are, nu a avut suficiente resurse sau un fond de dezvoltare foarte mare, cum, a avut, cum ar fi avut o societate privată care are alte condiții, atât de licitație, atât de negociere. La noi restricțiile sunt foarte mari în administrația publică locală, în ceea ce privește licitația, în ceea ce privește fondurile, în ceea ce privește sursele de finanțare și atunci a fost mult mai greu. Bun, domnul viceprimar, haideți să vedem care sunt principalele modificări pe care le veți pune în aplicare. În momentul de față, ce se întâmplă? Sunt uh, acele discuții cu proprietarii de microbuze, nu? Deci, în primul rând, plecând, așa da? cum am spus mai devreme, de la lege, în primul rând, noi trebuie să organizăm o licitație. Serviciul public se va încredința prin licitație publică. Ne referim la serviciul de transport public secundar, adică în zonele greu accesibile cu, sau mai puțin accesibile cu mijloace de transport pe care le avem în dotare autobuze de 10 metri și jumătate, ne referim aici la microbuze care ele pătrund sau sunt mult mai ușor de, cu acces mult mai ușor și în zonele ca să putem să acoperim tot, tot municipiul Buzău. Bun. Și deci la acest, acest as, la acest aspect ne referim, la fostele microbuze care vor trebui să se transforme Așa peste noapte ne pare rău, dar asta este situația. În mijloace de transport adecvate condițiilor impuse și normale din 2015. Și aici, și în primul rând, acest? discutând tehnic, da. mașinile trebuie să aibă o anumită normă de poluare, trebuie să nu. Uh, să îndeplinească norme de poluare, cel puțin euro 3, euro 4, dacă nu euro 5, euro 6, asta se va stabili prin licitație pentru că există punctaj. De asemenea, toate mijloacele de transport, toate mijloacele de transport trebuie să fie dotate cu rampă pentru persoane cu handicap, indiferent de numărul de persoane cu handicap. Asta este o impunere a legii și ne solicită. 100% tot parcul de mijloace de transport, atât ale statului, cât și private, trebuie să fie dotate cu aceste rampe pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Se va organiza o licitație, licitația se organizează pe un caiet de sarcini care deja este aprobat și a fost supus dezbaterii publice și în dezbaterea publică în cele 30 de zile au fost câteva mici solicitări de modificări care au fost luate în discuție de comisia care se va constitui pentru această licitație și chiar au fost introduse în caietele de sarcini, se va desfășura licitația așa cum, cum au început lucrurile. Am plecat de la lege, eu am încercat și am stat de vorbă cu toți transportatorii din municipiul Buzău. Au fost oarece mici nemulțumiri pentru că erau foarte mulți operatori de transport. Bun, în momentul de față câți uh, operatori sunt, de fapt, mai. Deci, mai precis, câte microbuze circulă pe, pe traseele din oraș? Așa nostru. cum în această perioadă a dezbaterii publice, am avut numeroase discuții cu operatorii care funcționau în Buzău până acum și care funcționează și în da. momentul de față până la data licitației. Este o estimare, licitația este singura care, singura care va dovedi câte mijloace de transport se vor încadra în C norme. Câte se vor încadra, în momentul de față câte sunt? Sunt 110 mijloace ce? de 110, transport care da? funcționează pe raza municipiului, iar eu estimez că în urma acestei licitații vor mai putea să funcționeze Maxim 60 de mijloace de transport. Maxim 60. Maxim 60. Dar Împre asta 50 nu, pe, și 60. nu pentru că impuneți un număr, ci pentru că... Nu, 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 nu. Nu am vor... impus un număr. Da, Numărul nu vor... a fost impus... Uh, deci noi am făcut în, în prima etapă a dezbaterii publice, noi am supus chiar transportatorilor, cum văd ei, soluționarea, ca noi să ne încadrăm în parametrii legii și în parametrii normelor de transport civilizat, și în același timp, dânsi și să-și desfășoare în continuare activitatea. Și, practic vorbind, uh, ei... Uh, Cine a avut capacitate și Capabilitate financiară și tehnică Să susțină o activitate de transport Au mers singuri, acele societăți Merg în continuare uh, Și au redus numărul la jumătate din Aveau patru mașini Au redus două mașini Deci deja se pregătesc, adică au făcut sunt Deja acești la, mașini da, la, la momentul de față sunt mașinile sunt pregătite Pentru a intra în licitație ceea ce discuta mai devreme, sunt aduse. foarte multe mașini care au intrat în municipiul Buzău, sau au înscris deja, care sunt omologate deja, care sunt trecute de rar. Deci lucrurile s-au mișcat în această lună și jumătate, s-au mișcat foarte, foarte mult. Și de aia vă spun că în discuțiile care le-am avut cu toți operatorii de transport, acolo unde capacitatea financiară a fost mai mică sau s-au lipit câte două societăți sau câte două persoane fizice, și s-a înjumătățit efectiv numărul. Deci numărul real de mijloace de transport pe care le supunem licitației pe fiecare traseu, aproape și-a înjumătățit. De aceea știu foarte exact cam câte vor fi. Da. Asta referindu-ne stic la tot ceea ce înseamnă transport public de persoane din municipiul Buzău, ceea ce cunosc. Nu știm la licitație cine și cum va mai participa. Există Măcar teoretic posibilitatea să participe și altcineva din altă parte, deși... Da, adică nu trebuie neapărat să fie operator în momentul de față ca să participe la o astfel de licitație. Sunt niște condiții, sunt niște baremuri, sunt niște punctaje care se, se atribuie în licitație. E adevărat, poate să participe la licitație oricine din România și din Europa. Deci este o licitație uh, liberă, deschisă. Și cum suntem în comunitatea rurală, oricine poate participa. Dar nu cred că sunt în România societăți care au la dispoziție un parc de 50 de mijloace de transport cu care să, da, să, să le aibă alte, undeva ascuns. și, în, și da, să da, și să intre și în alte. Deci discutăm orașe de să... lucruri concrete, acum da. discutăm de lucruri practice și Bun. apoi în caietul de sarcini există o prevedere care este absolut acoperită de lege în care există un punctaj un bonus pentru cei care au făcut transportul de persoane în municipiul Buzău și în condițiile mai restrictive. Și care probabil n-au avut probleme cu legea și care nu au fost, nu știu cum, Deci cu asta în primul -ți rând, rând nu e de deci, vorba avut, de acel dosar, de probitate. nu? Știu. Da, cine a avut probleme cu legea nu mai funcționează, deci nu prea au fost cazuri. Deci noi nu am avut în municipiul Buzău foarte multe, sau nu am avut, mi se pare că a fost un singur accident mai grav, nu, nu a fost mortal, dar s-a soldat cu o, o leziune foarte gravă, da. dar în rest nu prea am avut incidente pe transportul public, nici transbus și nici microbuzi Da, avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara, domnului viceprimar, bună seara dumneavoastră și buzeinilor. Domnul viceprimar, s-a luat în calcul, s-a purtat discuții cu operatorii sau viitorii operatori ca să nu se mai întâmple ce se întâmplă în acest moment, uh, să nu mai vorbească șoferii la telefon, să nu mai numere bani în timpul mersului, să nu mai fumeze în timp ce merg cu masi taxi, să nu mai asculte manele că poate la public călător nu le place să nu le mai trâncănească mașinile cum se întâmplă la actualele de... cu siguranță nu sunt din punct de vedere tehnic părerea mea că nu sunt apte pentru a transporta persoane. Adică ceea ce vine de acum încolo mi s-ar părea normal să fie cu mult mai bun ca uh, uh, vehicul, autovehicul și șoferii să fie uh, bine instruiți, să umble și la ținută și la multe alte aspecte ce țin de un transport civilizat. Pentru că eu dacă mor într-un maxi-taxi, am mașină, bun, dar uneori mă și maxi-taxi. Mm, cred că este neplăcut să-i mirose transpirația șoferului. Mi s-ar pare normal să se umble și la acest aspect. E penibil, dar e adevărat. Dumneavoastră spuneți de aspectul că deja unii au venit la licitații sau vin la licitații și au deja mașinile. Eu, dacă aș fi un particular, da, n-aș cumpăra mașinile dinainte, neștiind dacă o să câștig. Eu mă gândesc așa, cum de ce au cumpărat oamenii dinainte? Îmi dați un răspuns. Că mi se pare o investiție destul de mare, și să constat pe mai târziu că nu pot câștiga. Ce fac cu mașinile acelea? Le revând? Da. Și dacă Vă se rog. poate, legat de aspectul că acelea maxi-taxi care au acel zgomot ciudat, e din cauza acelor pedici care se văd și în imagine acum, când vom termina cu acest buzău pedicist? Mulțumim mulțumesc și noi de intervenție. Vă rog, domnul viceprimar, aveți mai multe. Sunt trei, sunt trei puncte de vedere. Sunt de acord cu toate cele trei puncte de vedere. În primul rând, ținuta vestimentară și ținuta morală a șoferilor de pe transportul public de persoane privat lasă de dorit, este adevărat. Și eu am constatat, noi, municipalitatea, am constatat același lucru, acest lucru am intervenit de foarte multe ori, dar e, parcul auto este bătrân, mijloacele de transport nu erau în cele mai bune condiții nici ca și curățenie, șoferii aveau o vestimentație. Neadecvată, vara în mai în șlapi. Îmi că vă și fac o paranteză. Asta țin foarte mult de educație. Părerea mea, nu știu. Este, dar de atâta de timp de educație, când nu a putut să se facă o educație de bună voie. în momentul de față. Unde pentru că poți să aplici tot, legea? Să, noi putem să aplicăm conduita, niște, conduita da. te o stipulăm prin caietul de sarcini. Dăm și o conduită, atât din punct de vedere vestimentar, cât și din punct de vedere al, al adresabilității conducătorilor auto normală, deci nu cerem nimic deosebit. nu cerem să aibă cravată versace, îi cerem să aibă o ținută decentă, îi cerem să nu mai vorbească la telefon, îi cerem să nu mai meargă vara lap și mai eu, îi cerem ca mașina să fie curată, să miroasă frumos, îi cerem ca să schimbe husele și să nu lase scaunele slinoase. Toate aceste lucruri le vom cere, le vom impune și aceste nerespectarea acestor impuneri pe care le vom aduce, vă vo, vo aduce la retragerea licenței. Deci, acum nu, mai, nu e mai joacă. Dacă tot o numim Revoluție, o facem de la un cap la altul, fără jumătăți de măsură. Au fost mulți ani în care am tot tergiversat aceste aspecte, deci am lăsat posibilitatea transportatorilor. Acestor mici activități private să-și să creeze un capital suficient în care să putem să. Ei au știut de acest lucru, de-aia nici n-au apărut tensiuni în rândul transportatorilor, pentru că în fiecare an le-am le atras atenția și le-am le -am adus aminte de fiecare dată că trebuie să intrăm într-o normalitate așa nu, cum... Și a venit scadența. Și a venit scadența. Nu, ceva, o, chestie, chestiune de nuanță, de șlap. Eu mă gândeam, mă rog, vara când se întâmplă lucrurile astea, vorba mă rog de faptul că multe microbuze nu sunt dotate cu aer condiționat. Deci, în normele de în poluare, normele în afara normelor de poluare există și norme vara să fie răcoare și iarna să fie caldă. Deci să aibă instalațiile funcționale, nu să le aibă pe hârtie. Adică trebuie să, să fie instalația de climatizare, să fie în stare de funcționare. Asta este una din din parametrii și din cerințele în caietul de sarcini. Și răspund la o întrebare, pentru că este legată de prima întrebare. De ce am lăsat operatorii? Nu i-am lăsat. Sunt obligați. O licitație nu se poate ține pe vorbe. O licitație nu se poate ține pe, o, pe niște hârtii. Mie trebuie să-mi vină cu cu agrement rar, pentru l-am făcut cu handicap. Trebuie să-mi vină cu cu agrement. Dacă nu au mașinile, cu ce-mi vin? Ce depun la dosar? Licitația se face pe transportator și pe mașină. Și cu atât mai mult, înaintea prezentării documentelor și aplicului de licitație, eu împreună cu comisia, care va fi uh, constituită prin hotărârea de Consiliu de la sfârșitul acestei luni, vom viziona parcurile auto. Noi vrem să vedem exact ce participă la licitație, nu simple hârtii. Chiar dacă pe hârtie spune că e fabricată în 2010, dar este vreo epavă uh, făcută în seilată, deci nu o să poată să participe la licitație. Este un risc. Deci nu poți să participi la licitație să vinzi biscuiți dacă nu ai fabrica de biscuiți. Nu poți întâi să câștigi o licitație după care să, uh, să produci. Asta înseamnă transport. Trebuie să ai capabilitatea tehnică și managerială să dovedești că ești un transportator. Ori fără mașini nu poți să dovedești cu mașini vechi de acum 12, 15, 20 de ani că poți să faci transport în 2015 în normele și în condițiile respective. Din acest punct de vedere nimeni n-a obiectat, obiectat și mașinile trebuie să fie achiziționate înainte de licitații. Este riscul fiecare, este adevărat, dar cine vrea să facă transport își asumă și acest risc. Orice licitație presupune un risc. Orice licitație civilizată, cinstită și transparentă presupune un anumit risc. Bine acum, după cum spuneați, și dumneavoastră, nu e vorba că limitați un număr ce scoateți în la În momentul de față scoate, este limitat. Dar scoateți la bătaie traseele de fapt. Scoot, sau scoatem la bătaie traseele cu un număr fix de mașini. Dar de un, de un exemplu, da. pe traseul 5 vor fi 8 mașini, în momentul de față sunt 15. Pe traseul 10 vor fi 8 mașini, în momentul de față sunt 16. Pe traseul 2 vor fi 8 mașini, în momentul de față sunt 15. Ca să dau un exemplu. Deci ca peste tot sau. Astea sunt traseele și numărul de mașini care se va licita uh, la, sfârși... la începutul lunii mai. Deci, la începutul lunii mai, și să zicem că din iunie s-ar. Putea... Nu, din. Deci din după licitație, deci, din, din moment lui... ce Așa? par parcul auto Gat. va fi vizualizat, ele sunt cu documentele <gânt> în perfectă stare de funcționare, să intre în funcțiune. Deci, va, vor fi și două. În acel moment, restul să dispară. Cine? Absolut, M tot ce înseamnă Bun, alt am mijloc înțeleg. de transport. Ați dat acele dispărea. exemple, domnul Bărlă, și nu trebuie să fii matematician când auzi în înjumătățiți, mă rog, cei care dețin microbuze, sau mai bine zis, numărul de microbuze. Numărul de microbuse. Ați dat și exemple. Bun, acum o să întrebe ce bine, bine, dar acum eu stau în, în stație, aștept, vine foarte repede un microbuz. 4 minute și jumătate, 5 minute. 4 minute și jumătate, dacă numărul se va înjumătăți, cum ai, ați dat exemplu, traseul numărul 5. Da? Va adică fi un interval... 15, pe, 8 ajung, minute și jumătate. Vor fi doar 8. 8 minute și jumătate. 8 minute și jumătate. Până în 9 deci minute. Deci ăsta va fi primul efect pentru cetățeanul de rând. Între 5 minute și 4 minute jumate și 9 minute, diferența este mult mai mică decât la transportul uh, municipalității care putem să oferim în momentul de față un interval orar de 25-30 de minute. Oricum, este mult mai bine decât uh, să fi rămas doar cu transportul pe care îl avem noi municipalitatea la interval de 30 de minute, 30 pentru că de sunt 30 minute, de, da. de mijloace de transport. Uh, mai avem este un minus ah. către cetățeni, dar nu este suficient, adică nu suficient, e, nu e bine spus. Nu este un lucru atât de, de groaznic. Da, bun. Imediat vorbim în continuare că avem încă o intervenție telefonică. Bună seara! Uh, bună seara din nou, domnule viceprimar, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Mai era ceva legat de acele petice Vom din oraș. Și, și de infrastructură, petice. da, bun da. Și rugămintea mare este că mi se pare că normal că ar fi bine un punct stipulat în licitație. Persoanele care vor câștiga licitația să aibă garaj pentru autovehicule din dotare. De ce vă spun acest lucru? Sunt total nemulțumit pentru că locuiesc pe strada filantropiei. Este un operator care, din câte am înțeles, e mai mult pe extern. Are multe microbuze. I-am adus la cunoștință prin cineva un băiat care lucrează, dar o să merg persoana să discut cu dumnealui. Mașinile să nu mai parcheze pe trotuarele noastre, pentru că eu vreau copiii mei să circule pe trotuar, nu pe șosea, din cauza că sunt parcate aceste mașini. Sunt parcate la colțurile intersecțiilor, deci filantropiei cu scânteii. Când eu vin la servici acasă, trebuie să fiu foarte atent, pentru că nu pot vedea din cauza celor mașini parcate prost. Deci mi se pare normal ca cei care au autovehicule și vor câștiga să aibă un garaj unde să le parcheze noaptea. Vă mulțumesc mult. Da, mulțumim și noi! Deci înainte de a vă răspunde la, la ultima întrebare vreau să completez și să termin ceea ce ați sugerat și ați solicitat anterior pentru care vă mulțumesc pentru că v-am spus sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră este adevărat, dacă vom crește calitatea transportului public de persoane, vom face tot ceea ce este administrativ și omenește posibil, e, 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 e un termen, tot ce este omenește posibil, să putem să le creăm și o infrastructură adecvată. Eu, transpunându-mă sau fiind proprietar de, de, sau de societate de, de, transport și să aduc o mașină de foarte mulți bani nouă și să meargă prin... Nu mi-ar conveni nu și nimănui. Că care de dumneavoastră, În momentul de față nu pot vorbi, pot vorbi la trecut, pot vorbi la viitor de mine, chiar ca și deci bă, operator de transport. Am fost și voi fi în continuare... Nu, eu nu, nu voi participa pentru că eu sunt viceprimar. Eu voi participa la alte licitații când nu voi mai fi viceprimar, cum am participat la transportul local înainte de a fi viceprimar. În perioada de mandat de viceprimar nu, nu mă ocup de transport. -am, am, de am externalizat transfer. această activitate pe care o voi lua în continuare pentru că nu o să mor viceprimar. Evident. Absolut. Dar. Dar cunosc foarte participa. bine, deci de 25 de ani, și poate înainte de 25 de ani, m-am ocupat de transportul de persoane, deci cunosc foarte bine acest aspect. E un, e un aspect pe care îl stăpânesc. Bun, dar vor avea parcuri auto? Este obligatoriu. Toți au parcuri auto în momentul de față. Bun, nu se de poate. Ce toate om, cele da? 110 mijloace de transport care circulă, ne referim la microbuze toate au licență de transport. Toate licență de transport nu se poate emite fizic și concret, nici cu pile, nici cu relații, dacă nu are dovada capabilității parcării, deci garaj sau loc de parcare altul decât domeniul public, dacă nu au servis autorizat și așa mai departe. Deci aici este clar că toată lumea are hârtie care are loc de parcare. Din păcate, vidul legislativ în care ne permite mie, cetățean, cu mașină mică, cu autoturismul meu personal, îmi poate permite acest vid legislativ să parchez și pe trotuar, aceste uh, microbuze, uh, până în 4,5 sau de 4,5 tone, au aceleași drepturi ca și, mijloacele, și autoturismele. Și atunci, pentru unii șoferi, este mai comod să-și parcheze, mașina nu la parc cu auto pe care îl are patronul sau firma respectivă, dacă e mai mare și îl parchează în fața blocului mai unde stă ca dimineață da, da. aproape de casă legea din păcate îi permite, deși el are autorizație și parcare obligatorie altfel n-ar avea licență poate să parcheze și pe trotuar acest aspect tot prin civilizație și printr-o legislație mai adecvată vom putea să, să inhibăm. Nici locuri de parcare foarte multe în domeniul public, noi nu avem un municipiu, suntem foarte înghesuiți. Și cu străzile, și cu străduțele, de aia avem și transport care a permis dezvoltarea acestui transport cu microbuze. Noi nu avem bulevarde foarte largi, cum e Clujul, cum e Brașovul, cum e... avem străduțe mai întortocheate, mai mici, se pot mișca mai bine cetățenii în mijloace de transport mai mici. Asta e situația, asta este topografia Fia municipiului Buzău și trebuie să să ținem cont și de acest aspect. ne am permite noi, municipalitatea, dacă am avea și banii și resursele necesare, să mergem cu ultimul tip de tot ce înseamnă autobuze ultramodernă, dacă s-ar putea. Oricum, se va vedea diferența în. Este. În, în diferența micropuz, va fi. evidentă, va, prin... va fi vizibilă, nu va fi o diferență, va fi cu totul altceva. Nu este o, 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 un apendice, nu este o, un corolar, nu este. O, un sufix la ceea ce se întâmplă în momentul de față. Deci veți vedea, deci eu știu, pentru că știu pe ce mă bazez când spun, dar veți constata dumneavoastră, mass media, diferența între ce este astăzi și ce este după licitație. Cel mai important va fi, domnul Bărlă, ca cetățeanul de rând să fie mulțumit de noile condiții și să, în primul rând, să se adapteze începutului. Că începutul va fi deci greu, repet, va fi... A mulțumi uh, pe toată destul lumea? de greu. Așa este. este. Este aproape e acel imposibil. Oamenii care se vor trezi că vor aștepta mai mult decât dar de obicei. Cel puțin în prin stație. această licitație, prin caietul de sarcini, prin normele pe care le vom impune, vom putea să stăm noi, municipalitatea, noi, administrația publică locală, cu fruntea sus, că am solicitat ceea ce alții au nu au peste noi. Adică noi solicităm exact Ceea ce se întâmplă în zilele noastre Bun, o să luăm uh, o scurtă pauză De publicitate, după care revenim și uh, Punem în discuție și modul în care Se va, uh, eu știu, angrena Acest transport public și Firma Transbus uh, Cea de, uh, A primăriei municipiului Buzău Revenind după pauza de publicitate Da, am revenit la a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre noutățile ce vor fi aplicate în transportul public din municipiul Buzău începând cu luna mai, chiar foarte aproape această perioadă, odată cu terminarea unei licitații care va conduce la micșorarea sau mai bine zis înjumătățirea numărului de uh, microbuze care în momentul de față circulă pe traseele din orașul Buzău. Reamintim în studioul TV Buzău, viceprimarul Fănică Bârlă. Domnul viceprimar, cum se va integra? Sau în paralel avem transbusul în firma primărie, firma subvenționată de primăria municipiului Buzău. Înțelegem, la microbuze vor fi maxim 60 după această licitație, după această nouă strategie. Cum uh, reacționează transbusul? Cum deci, se va integra transbusul? Ce noutăți vor fi din uh, partea aceasta a societății primăriei? Uh, noutăți nu vor fi. Uh, transbusul nu trebuie să se integreze transportul uh, secundar. Se integrează activității principale, care, chiar dacă parcul auto este mic, activitatea principală de transport public ca și uh, servicii publice, este a Transbuzului. Nu numai pentru că este societatea primărie, pentru că au capacitatea de transport normal, adică dimensionată la autobuze de 51 de locuri pe scaun, 110 locuri în picioare. Ele erau dotate, au fost autobuze noi. Deci activitatea principală de transport municipiu o face cu Transbuzul. Dar uh, v-am spus că adiacent la Transbuz au fost cele 110 mijloace de transport care au completat practic. Nu au fost o concurență și pot e, să Concurența a fost chiar în uh, practică. Haideți să vorbim chiar concret. Zic... Haideți să facem, uh, să extrapolăm ideea în care mâine uh, dispar 110 mijloace de transport din Municipiul Buzău. Cam cum se va desfășura transportul public de persoane în Municipiul Buzău, fără aceste 110 cutii de conserve, cum le spun unii. Cam cum s-ar putea desfășura, cam ce ar fi în municipiul Buzău mâine și poimine și luni de zile de aici înainte. Deci nu este chiar așa. Deci a fost o completare nu, eu, a transportului. Eu de, de, acele Pentru că are între șoferii de la Alea sunt personale. De la Aceste aspecte de sunt legate exact cum spunea telespectatorul dumneavoastră, de nivelul și de gradul de civilizație al conducătorilor auto care sunt angajați de societățile care deservesc acest serviciu. Deci ține de uh, ei se bătau mai mult între ei pentru că își respectau orarul. Fiecare să se pândea unul pe altul ca să nu-i fure un minut din cele patru jumate. Că dacă ia două minute din patru, practic i-a înjumătățit venitul în cursa respectivă. Dar asta, lăsând la o parte aspectul nedorit și negativ că se mai ciondăneau între ei, faptul că se supravegheau unul pe altul, dădea o ritmicitate aproape ca la japoneze. Adică asta îi crea o distanță absolut egală între ei. Această uh, supraveghere permanentă. Iar dispute între între Maxi Taxi și Transbus au fost total sporadice, fiecare aveau orarul lor, aveau programul lor. Și să vă răspund în continuare: Transbus va avea aceeași activitate care a avut-o până acum. El este primul care este concesionar al serviciului de transport public de persoane. Va, va satisface în continuare exigențele și necesitățile sociale ale administrației publice din Buzău prin gratuitatea oferită. Mm -hmm pensionarilor și elevilor. Deci acest serviciu este încredințat strict către, către Transbus operatorul nostru de transport. Uh, oportunitatea ne aparține, legalitatea este cea care este verificată de Camera de Conturi a României. Deci Curtea de Conturi adică Buzău. Vor, Dar oportunitatea ce... este a Municipiului Buzău. Și atunci Cameră nu. Camera de Conturi a precizat legătură cu Transbus. Sunt câteva. de a clarifica lucrurile între transportul privat și transportul de stat. Dar în acel raport, care de fapt este, sunt niște constatări, sunt niște recomandări. Acel raport nu este impunitiv și nu este de. Deci nu creează prejudicii municipiului, sunt doar recomandări, cum ar vedea dumnealor punctele de vedere legate de transportul public de persoane, atât cu societatea Transbus, cât și operatorii privați, dar vă repet, 90% din acest raport o reprezintă oportunitatea, oricum separația puterilor în stat cred că trebuie să funcționeze în România, Curtea de Conturi trebuie să se aplece strict către legalitate. Acolo unde noi încercăm să păstrăm legalitatea și nu suntem în regulă. Trebuie să ne atragă atenția, să ne facă recomandări sau să ne impună anumite sancțiuni, dar oportunitatea este administrația. Atunci de ce mai suntem administrație publică dacă oportunitatea ne dau alte instituții ale statului? Asta este o discuție puțin mai largă și în care o să găsim înțelegerea necesară. Bun, este posibil ca numărul de călători pentru transbus să crească? Urmă, e, e firesc, că va crește numărul de călători pentru transbuz, vor, va crește numărul de călători pentru fiecare unitate de transport cu microbuzul în detrimentul celor patru minute care se vor pierde la fiecare zic, cursă. Adică, din, mă rog, din ceea ce știți, un număr mai mic de mașini presupune da? un număr asta de da, călători pe da, mașină. Dar eu mă refer strict la transbus, adică se vor îndrepta. Atâta timp uh, cât, nu, cât mai în municipiul Buzău traseele nu sunt total separate, nici nu se pot separa distinct să se facă... Nu ai de unde. Nu ai cum. E, nu indiferent cine a încercat. Am încercat stea... studii, am încercat oameni care chiar asta fac, care fac strategii operatori de transport. N-au reușit să împartă în așa fel Buzău. Așa e structura lui, așa este el e, data de când s-a... Început să dezvoltăm ca și municipiu, așa s-a dezvoltat, ca și infrastructură. Și atunci nu se poate separa tot alt traseele. Deci, număr mai mic de mijloace de transport poate poate să creeze și facilități pentru transbuz. Dar atâta timp cât transbuzul operează cu niște gratuități pentru partea de, de socială a municipiului, administrației publice, nu va fi mare diferență, adică nu va fi un spectacol financiar deosebit. Chiar dacă ar dispărea toate mijloacele de transport maxi-taxi, ar fi o, o criză de, de, transport. Dar nu vor crește numă 30 de autobuze. Tot la o jumătate de oră vor trece prin stații. Multă lume nu va sta o jumătate de oră. Deci financiar nu va crește foarte mult transpusul nici cu microbuze multe, nici cu microbuze puține, nici fără microbuze. Diferențele sunt nesemnificative la volumul de activitate pe care îl are transpusul cu asistații sau cu cei care au gratuități. Da, dar din moment ce uh, microbuzele nu vor mai veni atât de des, posibil să mai ciupească și, mă rog, în ghilimele să Deci am spus, va crește financiar și transbuzul, da. dar nu semnificativ raportat la activitatea sa specifică. care Prețul, are asta. prețul rămâne același? Prețul... Uh, e la liberă concurență, dar de șapte ani de zile, de șapte ani și jumătate, prețul în municipiul Buzău s-a stabilizat la un leu și, 50 și nu am auzit absolut din nicio parte, nici de la Transbuz și nici de la operatorii privați, dorința de a crește biletul. Chiar în contextul acesta? Chiar în contextul acesta de nu a pus nimeni problema. Au fost tot felul de probleme mici, minore, poate unele chiar importante, dar nimeni nu a solicitat creșterea biletului. Politica de, de preț de bilet este foarte simplă poate să ceară cineva 3 lei de atâta timp cât nu este un antidumping. Deci există posibilitatea să se adopte, pentru că e privat, poate să facă biletul 3 lei. Atunci uh, va, pierde, va pierde, ca cifră de afaceri. Pentru că nu se va învea și nimeni la 3 lei când merge cu 1,50 50. Politica de preț este destul de stabilă în municipiul Buzău și am, uh, am oferit administrativ posibilitatea de a se încadra la momentul respectiv într-un preț, într-un tarif acceptabil. A fost o creștere destul de mare, de la 1 leu la 1 leu 50, erau 50% creștere. A fost destul de mare, dar sustenabilă pentru foarte mult timp. Uite, după 7 ani și jumătate nimeni nu cere să crească biletul. Pentru că ar scădea numărul de călători. 2 lei, vi se pare absurd, dar să știți că sunt bani mulți pentru un buzoian. 2 lei ori 2 fac 4 lei pe zi, ori 30 de zile, e aproape 14% din salariu în condițiile în care o societate comercială, un 10, 15, 20% profit e foarte bun. Extrapolând la buzunarul cetățeanului, să știți că de la 1,50 la 2 lei înseamnă foarte mult și nu să suie mijlocul de transport. Și atunci operatorul va pierde. Bun, ziceți dumneavoastră că nu ar exista modificări foarte importante în ceea ce privește activitatea transport, dar pe viitor vă, gândi, vă, mă rog, sau regândiți o nouă achiziție? S-a și s -a rămâne, rămâne în continuare, este de actualitate. Deci, licitația deschisă pentru achiziționarea a 10 mijloace de transport de capacitate normală, adică autobuze la 10 metri și jumătate, rămâne în continuare actualitate. Deci, disponibilitatea municipiului este aceeași de a, de a suporta creditul pe care trebuie să-l să facă societatea comercială Transbus pentru această achiziție. Și se va încerca, deci se, se repetă de fiecare dată licitația până când va întruni condițiile necesare. Dacă era o societate care se baza pe criteriul economiei de piață și putea să facă negociere directă sau orice altceva, dacă era o societate independentă financiară, deci pentru că noi oferim o parte, o mare parte din, din bani prin transbuzului prin subvenție, el nu este independent să poată să-și facă achiziție el ca societate de comercială. de, la primărie. Absolut. Și atunci toate criteriile de eligibilitate la licitație sunt obligatorii și pentru hotărâre de Consiliu Local și pentru primărie. Și atunci de -aia e mult mai greu transbuzului să se miște într-o economie de piață reală față de o instituție a statului care are niște canoane mult mai strânse. Bun, dar care ar fi problema? Adică de ce nu vin clienți? Nu aici la Valoarea de... creditului este mult mai mare decât val... este mult mai mare decât valoarea uh, mijlocului de transport în sine. Dacă un mijloc de dau un exemplu pentru că nu intru în detalii da. financiare. Dacă un autobuz costă 100.000 de euro, creditul pentru acest autobuz pe 5 ani de zile ajunge aproape dublu. Adică 200.000 de, de euro. Una e să ai o societate în care are cash-ul 100.000 de, de euro și îl costă 100.000 de, de euro și și amortizează în timp, și una e să te coste 200.000 un mijloc de transport. Este foarte mare suma de creditare. Condițiile bancare sunt, pentru că la noi dobânzile sunt 10-12% pe an, în Germania 2% pe an. E o mare diferență. Încă o mare diferență. La 2% credit an sau 3% credit pe an, cu siguranță există o licitație. Ultimele autobuze achiziționate, înțeleg că anul acesta gata cu ratele, nu? Sau s să terminat. s a terminat, un... s-au terminat, cred că s-au terminat în toată în iarna trecută. o bucată. Adică tot în condiții din astea dezavantajoase au fost făcute? Da, au fost, a fost o mare, un mare sacrificiu pentru municipalitate. Deci Transbuzul și, și Rambuzou, deci cu, cu subvenția pe căldură și așa a dus ce, în afară de învățământ, a, a tras cel mai mulți bani pentru municipiu. Dar vedeți că transportul pentru cetățeni este important, căldura pentru cetățeni este important și gropile de care spunea cetățeanul mai devreme sunt la fel de importante. Dar trebuie să dai o prioritate. N-ai banii suficienți să le faci pe toate. Și atunci trebuie să prioritizezi. Cel mai important sunt cetățenii. Deci un cetățean care îngheață de frig în casă este o problemă socială mult mai mare pentru o municipalitate decât un cetățean care dă într-o groapă a municipalității. Păcate, eforturile sunt destul de mari. Bine, acum nu vreau să dăm în altele, dar chiar dacă în prețul la giga a rămas același de ani bun. Ne facem un efort extraordinar de mare. Este incredibil. Este, adică este la limita suportabilității oricărei administrații civilizate. E acolo, exact, la limită. Bun. Uh, suntem pe final de emisiune. Este drept că uh, lucrurile astea să fac, uh, ar, ar fi trebuit să fie făcute mult mai, mult mai din timp. E bine că sunt făcute, totuși. Uh, o să vedem microbuze mai frumoase, mai performante. Uh, Telespectatorul nostru spunea uh, cel care a intervenit uh, acum câteva minute, Domnul să nu mai troncăne. Da, probabil că nu. Ele, dar, ca și parc tehnic, nu vor mai troncăni, dar după câteva luni, dacă nu rezolvăm, asta acolo unde este, doamne. sunt zone sunt, foarte, și foarte sunt grele în municipiu, sunt și zone în care se circulă bine. Deci, pentru infrastructura rutieră de transport public de persoane, zonele critice, ca și kilometri, reprezintă 10-20% din totalul kilometrilor parcurs de uh, transportul public local. Mă refer pe capete de traseu, către poduva dupași, către Bazalt, către uh, Capăt și cu această strategie. Da, completare, voi solicita colegului completare? meu, viceprimar, noului că că viceprimar, e... uh -huh. să mă sprijine și să mă ajute și împreună să putem să, să rugăm uh, primarul municipiului să uh, dăm o mai mare importanță să putem să păstrăm mijloacele de transport pe care noi îi obligăm să le aibă pentru transportul local. Atât pentru transbus, dar transbusul suferă mai puțin pentru că el merge doar parterele foarte principale. Deci microbuzele intră pe capete, acolo unde sunt și probleme mai mari, din punct de vedere al tramei Da. Tankuri, așa cum Asta este denomite, doar o dorință, o dorință, o dorință că îmi doresc de acest loc. lucru și nu o luați decât ca o, pe o promisiune la care nu pot eu să particip pentru că nu este în atributul meu și n-aș putea eu să semnez, eu să centrez, eu să n-aș no, putea okay. să fac acest lucru. Nu, în ultimul rând s-a discutat și despre gratuitate totală pe transvos. Da, primarul s a lansat, a, a lansat o, o ipoteză. Să știți că eu am luat-o ca pe o ipoteză de lucru, având în vedere că ni s-a făcut un calcul, nu știu cine și cum l-a făcut, dar mă rog să zicem că l-a făcut și cam 85% suportăm noi municipali, orică suportăm 85%, ori 100%, diferența e prea mică. Deci ar putea să existe la un moment dat în calcul și ideea ca transbuzul să efectueze 100% să aibă activitate de gratuitate pentru toți cetățenii din municipiu, situație în care se va pune un mare semn de întrebare atât în ceea ce privește capacitatea de transport, financiar nu probabil că acest lucru se va lua în corelare și cu un buget mai generos. Și anul ăsta este un buget mult mai generos ca anul trecut. Să sperăm că lucrurile în România vor merge bine, economia va rămâne măcar pe, pe panta asta ascendentă, chiar mică, dar ascendentă. Vom avea un buget mai bun, putem, dar nu vom putea să preluăm, pentru că vă dați seama, gratuitate totală înseamnă nu cu diferență de 15% cât el recuperează pe un leu 50, pe gratuitate să o la că vor fi autobuzele cum erau înainte de 89, da, pe scări. Da, da, da. Și atunci trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește și această gratuitate. Adică, cei 15% sunt de fapt 80% ca și transport de călători. Bun, final de emisiune în Uh, promisiunile sunt cele pe care le-ați făcut N-am făcut nicio promisiune e, Am promis o promisiune a, a, Dar n-am făcut nicio promisiune Decât nu, de că într-adevăr în transportul se, că de persoane Cu și microbuzele un, un fel de ordine în Deci rând, transportul și de, de persoane Cu microbuzele va fi total civilizat Sau nu va fi E foarte tranșant ceea ce spun eu Da asta promit clar Sau, Or, va fi. sau nu va fi Da, deci da. Dacă nu câștigă nimeni licitația nu va fi ei, dar din semnalele sunt că vor, vor cu fi siguranță acoperite traseele. Deci, da. fi acoperite traseele. Deci în momentul de față, măcar teoretic și logistic, sunt acoperite. Da. Încă o dată vă mulțumesc, domnule, pentru prezență și pentru detaliile oferite. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Să aveți o seară bună. La revedere! Bună seara! <coughs>